Un autocar plin cu români a fost implicat într-un grav accident de circulație în Italia, în regiunea Padova. Cu mai multe informații vine corespondentul Prima TV în Italia, Dan Boanță. Dan, te ascultăm. Vorbim despre un autocar cu români care s-a răsturnat în Italia, lângă Padova, pe autostrada 13. Sunt 52 de pasageri care se îndreptau spre România. Aceștia au fost, mulți dintre ei, răniți grav și au fost transportați cu elicopterul de către echipajele de prim ajutor sosite imediat la fața locului. Poliția rutieră a intervenit pe această autostradă. Este o autostradă foarte importantă care leagă un nod rutier, practic, spre Milano. Acest autocar plecase din Roma și se îndrepta către România când, din motive necunoscute deocamdată, s-a răsturnat. La bord se aflau, așa cum vă spuneam, 52 de persoane, adulți și copii, toți de naționalitate română. Autostrada este închisă temporar pe tronsonul afectat de accident pe direcția Milano și asta pentru a permite, evident, desfășurarea anchetei care a fost deschisă în urma incidentului. Sunt 4 persoane rănite grav care au fost transportate la spital cu elicopterii. Pompierii sosiți de urgență de la Padova, cea mai apropiată localitate, și Veneția au pus în siguranță autocarul cu pasageri de naționalitate română și au ajutat, evident, la ieșirea celor rămași și prinși în interiorul vehiculului. Cei mai grav răniți au fost stabilizați de personal medical sosit la fața locului. Au fost transportați, așa cum spuneam, cu elicopterul, dar și cu ambulanța la spitalele din apropiere, iar operațiunile de salvare sunt coordonate de comandantul brigăzii de pompieri din Padova. Unul dintre pasageri din spusele unor martori ar fi suferit rănile cele mai grave. Sunt în total aproximativ 40 de persoane care vor fi primite la stația de primiri urgențe în acest moment a protecției civile de la Padova.